În acest an, pe micuții așteaptă un adevărat miracol. Cadouri și dulciuri au fost oferite nu de Moș Crăciun, dar de către cine? De către cine oare? Ci de președintele țării, Igor Dodon. Wow! Un adevărat miracol! Un adevărat miracol, Igor Dodon. Cum se traduce miracol? Igor Dodon. Ce înseamnă miracol? Igor Dodon. Cum se scrie miracol? Igor Dodon. Oi, mă scuzați, dar știți de unde mă scuzați? Din suflet. Disperare? Sărăcie? Tristețe? Tak da, mergem, cu vam! Președintele Galina și primul domn Igor au efectuat o vizită la Hâncești. Ce? La Hâncești sunt alegeri? Asta pur întâmplător! Băiețel, salut! Ne și tai în urnă. O, salut, să ia copilaș? Tu ești copilaș sau fetiță? Da, frățe, că da, tu ești haios. Mihai, spune-și tu bună ziua! Nu vreau, mamă, neabore. Dar ce fel de caritate fără cameraman, reporter, fotograf, securitate, consilier și mulți martori din sat? Cum altfel să arăți inima mare a primului domn Igor? Țineți aici cărți ca cadou. Asta ce este, iPad? Nu, ce cu tine? iPad ăsta pentru copiii noștri. În cadrul aceleiași vizite, Igor Dodon a mai atins o mână de băiețel, o mână de femeie și o mână de fetiță. Fetița, uite, eu țin mâna ta cu două mâini răpănoase de mele și facem niște fotografii și ne-am lămurit. Ok. Domn Dodon, apreciem curajul, mult apreciem curajul dumneavoastră de a veni aici cu cadouri, cu mâncărică pentru femeie, pentru copilași, dar am vrea să avem un răspuns clar unde e miliardul, a? E ca acolo peste deal, vedeți? Da. E ca acolo undeva peste deal sau în noiembrie sau săptămâna trecută, clar? Iar pe final, tradiționalul photoshooting. Dacă n-ai photoshooting de calitate, poți să zici că nici n-ai făcut caritate. Bravo, Dodon! Eu sunt Dodon, eu vin cu flori, eu vin cu flori de sărbători și eu te voi felicita. Și tu pe mine mă vei invita în casă să-ți dau o mapă de plasmas în loc de pensii. După asta să-ți cuprind la spate mult, mult să te ating, să țin mâna până-ți faci și incomod. Și după asta și mai tare să te apropii și să-ți cuprind tu de-amu. Te emoționezi și spui de drumul, dar eu vreau poze fără poze. Eu nu plec din casa ta și mă duc la alții, pup pânica, iar îmi dau flori și te pup de trei ori. Fiu obraz pe tine, nu te pup că ești bărbat, dar simt că tu m-ai pupa sau eu încă o dată aș pupa femeia ta. Hai în casă să vedem ce aveți și poate încet, încet să faci și-n tradițională poze. După și eu iar vă dau câte un plasmas cu aur, că eu sunt președinte, v-a plăcut cântecelul, eu! Cine sunt sponsorii fundației, în afară de ambasada Turciei și a Chinei? Sunt mai multe fundații internaționale care ajută fundația de benefacere. Eu mă bucur că practic tot suportul, toate finanțările de pe fundație se duc concret la oameni, practic nici salarii nu plătesc acolo pentru angajați. De ce? Eu cred că este un lucru binevenit. Îți dați nume. Noi vorbim la general, dar nume concret. Fundația cu tare, cu tare. Organizația cu tare, cu tare. Alte întrebări?